pentru a avea ocazia să prezentăm câteva din rezultate și promit că data viitoare vom merge împreună pe teren. Am dat un semnal foarte, foarte bun în Prahova vis-a-vis de modul în care instituțiile statului pot să-și facă treaba dacă vor. Am avut onoarea să fim protejați de jandarmeria română, de unitatea Matei Basara. Împărată jandarmerie Matei Basara Pure. Câte efective ați avut? Împărată de jandarmerie a acționat în perioada supusă controlului cu peste 100 de jandari și cu mijloacele aferente. Fără dumnealor și sprijin din partea poliției române, e clar că nu am fi putut avea un randament cum l-am avut. Am controlat în mod special zona de balastiere, balastierele, operatorii economici care desfășoară activități, de exemplu, de dezmembrare auto, a autovehiculelor, de depozitare și de valorificare a acestora, pentru că aici avem și o sursă de poluare importantă. Rezultatele au fost în măsură, chiar neașteptat de bune. Mi-au concluzionat colegii că cele 7 echipe care au acționat timp de 5 zile în județ au dat peste 1.100.000 amenzi. Au și propus istarea activității unor agenți economici, au fost și la 4 OAT-uri care au fost și ele amendate de asemenea. Măsurile pe care le-au dispus vor fi verificate în următoarele 2 săptămâni și atunci vom putea decide dacă vom suspenda activitățile și altor agenți economici. Mai exact, ne puteți spune în ce localități au fost făcute controlele și de unde sunt agenții care sunt amendați? Amendate primăriile. Nu o să vă spun nici primăriile, nici agenții, dar peste 2 săptămâni, când revenim cu controlul măsurilor, atunci putem să prezentăm mult mai în detaliu ce s-a întâmplat. E important să avem un ecou în rândul agenților, că respectarea legislației este un lucru firesc, o normalitate, sau trebuie să fie o normalitate în România. Ce m-a impresionat este că avem o efervescență în rândul oamenilor care se ocupă de mediu, a voluntarilor, a ONG-urilor în județul Prahova și le acordăm tot sprijinul. Foarte multe solicitări, mi-au venit și petiții de la aceștia. Asta înseamnă că eu trebuie să privesc, eu garda de mediu, trebuie să privesc mult mai atent activitatea contravențională, care e destul de semnificativă conform datelor în județ, și să îmi continui tipul acesta de descinderi cu echipe mixte din alte județe ca să combatem cumva și posibilitatea unor acte de corupție. Foarte important să reducem la minim riscul corupției și atunci venim în județ cu echipe din alte județe cu suportul jandarmeriei și a poliției și putem cumva să scoatem la lumină activitatea economică din județ. E un județ foarte greu, e printre cele mai grele din România. Activitatea economică e preponderent și pe industria petrolieră și aici vrem să demarăm niște controle mult mai ample la cele 3 mari companii din zonă. De asemenea, chiar azi dimineața am avut discuții tehnice privind mecanisme, schimbare de legislație și aparate care să măsoare eventuale sau să descopere eventuale emisii de gaz pe care până acum nu le-am putut dovedi. Asta înseamnă că vom pune oarecare presiune pe marile rafinării și marii procesatori din județ și vom avea aceste măsurători în paralel cu aparatele care vor constata dacă sunt emisii și când se fac măsurătorile de aparatele, de către aparatele Agenției pentru Protecția Mediului, vom avea și dovezi că acele instalații funcționează cum funcționează într-o zi normală sau din contră și-au micșorat activitatea. Care au fost cele mai grave nereguli descoperite și mă refer la controlul pe care le-ați desfășurat? Ce au constat? Da, sunt câteva categorii de activități care au un risc
vădit asupra populației și mediului, depozitările ilegale, dezmembrările de autoturisme, dezmembrările acestea ilegale, iar ce rezultă de acolo nu ajunge să fie valorificat sau dus în economia circulară, ci de multe ori ajunge pe un depozit ilegal de deșeuri sau sunt astea. Asta distrug, acest fenomen de ardere ilegale distruge foarte mult calitatea aerului și afectează sănătatea oamenilor. În ceea ce privește balastierele, care au fost în regulie? Balastierele, în primul rând vorbim de depășire ale suprafeței aferente balastierelor. Ne uităm foarte atent la ce urmează să întâmple cu aceste balastiere, să nu se transforme în gropi de gunoi, în depozite ilegale de deșeuri, așa cum am pățit în alte zone în țară. Și inclusiv în Prahova, zona Timișorului Vechi. Exact, și în alte zone din țară și de aceea, cumva pe lista noastră de tematici, balastierele sunt în primele trei, în momentul de față. Ce ne puteți spune despre, dacă și societatea prahoveană, care urma să primească sute de tone de deșeuri care au fost oprite în portul Constanța, a fost verificată? Da, răspunsul este afirmativ. Avem un întreg proces de verificare și cu alte instituții ale statului. Lucrăm concomitent și la port și la destinatarul deșeurilor, astfel încât să destructurăm orice rețea de crimă organizată care s-ar afla în spatele acestor porturi ilegale de deșeuri. Și referitor la firma de la Brazi, Ecoburn, cum o știm noi, care mai este stadiul cu această firmă? Este încă închisă? Activitatea principală este sistată în această firmă. Știm că la un moment dat, în discuțiile cu primăria Ploiești, și care a dorit să rezolve problema deșeurilor din Ploiești, Garda de Mediu a spus că ar putea ridica autorizația de mediu pentru firma respectivă. Care este situația? Noi punem niște măsuri și verificăm acele măsuri. Nu e nici interesul societății respective, nici a noastră, ca măsurile să nu fie îndeplinite, pentru că urmează alte măsuri care se transformă în amenzi și în suspendarea activității. De asta suntem foarte atenți și ținem din scurt pe toți, astfel încât să nu ajungem la sistări de activitate. Sistarea activității, de fapt, e ultima măsură și înseamnă că ceva s-a întrerupt în dialogul nostru cu aceste companii sau uneori chiar primării. De aceea ținem foarte din scurt verificarea măsurilor să nu avem surprize. Amenziile acordate în aceste zile, cumulul este cel mai mare dat vreodată la un control de asemenea amploare într-un județ? Revin la faptul că, din punctul meu de vedere, rolul de prevenție sau prevenție este principala măsură pe care o instituție a statului trebuie să o facă. Nu suntem o instituție care trăiește de pe urma amenziilor. Suntem o instituție care își desfășoară activitatea în folosul comunității, a oamenilor, a mediului. Comunitate înseamnă și activitate economică. Ori munca noastră este să prevenim orice fapt de cu caracter contravențional sau infracțional care ne afectează și de aceea avem acțiunea acestea pe teren. Nu sunt cele mai mari amenzi, nu amenziile sunt scopul, ci remedierea deficiențelor. Dar, într-adevăr, atunci când nu mai avem cu cine să dialogăm, când compania respectivă nu își duce la îndeplinire măsurile impuse, nu face nimic în acest sens, aplicăm amenzi și suspendăm activitățile companiei. Au fost și probleme pe teren, de asta ați avut nevoie de ajutorul jandarmilor? Munca noastră cu jandarmii a devenit o tradiție. E foarte normal să fie în prezența noastră. De multe ori jandarmii au informații din teren, nu ascund asta, o parte importantă din informațiile pe care le avem atunci când mergem în teren vin de la jandarmi sau de la poliție, pentru că ei sunt permanent în teren și circulă și pot să vadă ce se întâmplă. De altă parte, ei ne asigură securitatea comisarilor și ne asigură o atmosferă în care noi ne putem desfășura activitatea în locațiile respective. Fără jandarmi ar fi
foarte, foarte greu. De aceea le mulțumim încă o dată pentru... Au fost probleme în teren? Din discuțiile purtate cu colegii mei, pe timpul acțiunilor desfășurate săptămâna aceasta, nu au fost situații de tulburare a ordinii publice sau situații care să aducă atingere persoanelui gărzii de mediu. Cum spunea și domnul comisar general, scopul nostru principal este de a preveni astfel de situații și nu am avut nevoie de intervenții care să impună folosirea forței sau aplicarea altor măsuri legale. Sunt colonel Cadeoglu, adjunct comandantului grupului de deja la poliție. Și dumneavoastră, vă rog, să rămână... Octavian Berceanu, comisar general de Gărzii Naționale de Mediu. Vreau să vă spun că modelul pe care îl aplicăm acum este un model frecvent și în cealaltă țări din Europa. Nu inventăm absolut nimic. Și acolo jandarmeria are acest tip de, împreună cu garda de mediu și poliția, are acest tip de acțiuni. Merg pe câte o localitate mare, un echivalent unui județ de la noi, și fac aceste razii, pentru că atunci efectul este cel mai bun. Și merg cu echipe din alte părți, exact cum facem și noi acum. Nu am inventat nimic, ci doar luăm cele mai bune practici din celelalte țări europene. Vorbeați despre efervescența societății civile și în Prahova. Da. Nu credeți că e și un semn al ineficienței autorităților? Faptul că oamenii simt nevoia să se implice atât de mult? Uite, eu provin din societatea civilă. Acum 4 ani, dacă vorbeam de poluare, vorbeam de unul singur sau mai găseam câțiva speriați chiar și aici, în Prahova, cu care puteam să am un dialog. Dar lumea se uita ca la niște ciudați la noi. Asta se întâmplă acum 4-5 ani când vorbeam despre poluare. Vorbim de București, Iași, Ploiești, Timișoara, Craiova, Constanța. Acum, dumneavoastră vorbiți despre poluare, e una din temele principale pe televiziune, e una din temele principale în societatea civilă. Eu cred că efervescența asta vine dintr-o cultură și din faptul că noi generații care au alte valori au început să se ridice și să-și promoveze propriile teme. Asta se întâmplă nu numai la noi, și în alte părți. Și mă bucur că am prins acest moment. Referitor la partea cu radioactivitatea, știți că am avut o problemă la asta și care este situația generală? Mai există astfel de capsule radioactive? Vis-a-vis de activitatea de acolo, doamna comisar șef, dacă dorește, ne poate prezenta în detaliu ceea ce s-a întâmplat. Nu am detalii din profunzimea celor evenimente și de aceea nu pot comenta pentru că nu știu foarte bine subiectul. Colegul dumneavoastră Marian, o să vă rog să mai spuneți încă o dată numele dumnealui de familie, nu l-am reținut. Comisar Marian Borondelă. Cum comentați declarațiile pe care le-a făcut înainte de conferință, cum că publicația noastră a scris numai de rău de garda de mediu și că suntem plătiți să facem acest lucru? Eu zic că dumneavoastră vă faceți treaba și e normal să fie așa, orice acest scris este în urma unor investigații și a unor documentări. Asta este natura jurnalismului, asta trebuie să facă un jurnalist și v-am spus mai devreme că sunteți invitații noștri la următoarele acțiuni în teren. Dumnealui a făcut niște afirmații foarte grave referitoare la publicația noastră. Are dovezi în acest sens? Domnul Marian, sunteți aici, aveți dovezi pentru ceea ce ați spus?